da, 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 acum e un contraatac periculos. Luptat energic. Pasă bună dată de Ioniță. Flancul care sunt, vine, continuă, da, alergarea, este e liber, liber, da? Da, da, da. Centrare bună și este greșeala lui Nițui, care boxează mingea în capul lui Sefer și Rapidul egalează rapid, egalează repede în 5 minute. Ce greșeala lui Nițui! Au fost greșeli în lanț. Așa este, așa de este. De la Ioniță, lăsat, da, singur să continue, nemarcat, neținut. Și iată-l pe golgheterul Rapidului, al treilea gol marcat în campionat. Două cu Piteștiul, cu FC Argeș. Uite-l aici pe Ioniță, care apucă să centreze. Are și noroc, pentru că mingea se lovește de Ștefănescu. Așa a ajuns. Uite aici, vezi? Da, 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 da. S-ar fi dus mai în spate. L-ar fi căutat, poate, pe Duganzici.